Copiii care petrec de mici mult timp în fața ecranelor prezintă întârzieri specifice de dezvoltare, arată unul dintre cele mai mari studii făcute pe acest subiect. Pentru mulți părinți ocupați să ofere copilului un telefon sau o tabletă pentru a se juca, poate părea o soluție inofensivă, dar că aceasta s-a dovedit a fi o mare greșeală. Mai multe detalii vine chiar acum colega noastră Georgiana Botez, corespondentă Antena 3 CNN. Bună seara, Georgiana! Bună seara! Studiul făcut în Japonia și întins pe parcursul a 4 ani de zile scoate la iveală gravele efecte ale timpului îndelungat petrecut în fața ecranelor când vine vorba despre copiii de un an. Specialiștii spun că atunci când au acces excesiv la tehnologie, efectele pentru copii sunt dăunătoare atât pentru psihic cât și pentru fizic. Cei mici au dezvoltat tulburări de comportament, probleme de adaptare socială, un limbaj foarte sărac în cuvinte sau întârziere mentală. Astfel, cei care au stat cu ochii în telefoane aproximativ 4 ore pe zi au fost de 3 ori mai predispuși la întârzieri serioase în limbaj. Efecte și mai grave au fost descoperite la copiii ce au petrecut peste 4 ore pe zi cu telefonul în mână. La nivel fizic, i-a îndemnat la sedentarism și a avut efecte negative și asupra vederii, afectând inclusiv calitatea somnului. Așadar, accesul copiilor la telefoane, la tablete, trebuie să fie unul limitat, iar în timpul câștigat ar fi bine să facă activități fizice care le garantează cel puțin 9 ore de somn pe noapte.